Peste 200 de angajați ai agenților economici care activează în domeniul panificației și al produselor de patiserie, precum și al celor care activează în domeniul comerțului, au primit o diplomă de calificare. În perioada august 2011-august 2013, Fundația Sfânta Maria din Deva, în parteneriat cu Asociația Maica Precisa din Petroșani, a derulat proiectul E șansa ta, califică-te, al cărui obiectiv a vizat facilitarea accesului și participării la formarea profesională continuă a personalului angajat din județul Hunedoara. E șansa tuturor persoanelor angajate din domeniul comerțului și al murăritului și al panificației din județul Hunedoara, care au avut posibilitatea și oportunitatea să se perfecționeze, să urmeze niște cursuri de calificare care să le ofere un acces la o viață mai bună, la o calitate mai bună a condițiilor de trai. Perioada de derulare a proiectului a fost de 22 de luni, nu este puțin, nu este mult, dar pentru noi a fost extraordinar că am avut șansa să ajutăm și acest segment, segmentul persoanelor angajate din domeniul comerțului. Și nu este puțin lucru că 224 de oameni nu este doar un număr, nu este doar un indicator, sunt 224 de suflete care au avut șansa să se califice. Și în jur de 200 au făcut, au absolvit acest curs. Rezultatele esențiale le vom vedea în timp. Cert este că faptele noastre vorbesc. Am implementat în parteneriat cu Asociația Maica Precisă acest proiect. În mod concret, practic, Fundația Mara s-a ocupat de implementarea, împreună cu partenerul, de implementarea fiecărei activități. Pe parcursul proiectului au fost cuprinse în programe de formare profesională un număr total de 224 de persoane, dintre care 112 din Valea Jiului. Din totalul participanților la programele de calificare, 205 au absolvit cursurile și beneficiază de certificat de calificare în meseriile lucrător în murărit și panificație, brutar patiser, preparator produse făinoase, lucrător în comerț, vânzător de produse alimentare sau nealimentare. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană.